De sărbători, hoții sunt singurii care se pare că nu-și iau nici concediu și nici nu petrec. Unii au profitat din plin că proprietarii vilelor din zonele rezidențiale au fost plecați de Crăciun și Revelion și le-au vizitat casele în lipsa lor. Întorși din concedii, oamenii fac acum bilanțul pagubei lăsate de musafirii nepoftiți. Vizate au fost laptopurile, bijuteriile, dar și banii acolo unde au fost. Am fost plecați în vacanță, ne-am întors înapoi și bucuroși să deschidem casa și ne-am văzut casa spartă. Noroi prin casă, lucruri furate. Acest bărbat locuiește într-un cartier rezidențial aflat în localitatea Dumbrăvița, lângă Timișoara. Nu i-a venit să creadă când și-a văzut casa răvășită. Toate electrocasnicele lipseau și cutia cu bijuterii era goală. Câteva vile mai sus, aceeași situație. Am fost plecați și am găsit casa răvășită de hoți. Ce au furat? Ceasuri, bani, laptopuri, tot ce au găsit de valoare. În acest cartier rezidențial, spun oamenii, cuvântul furt a intrat în vocabularul zilnic și, de teama hoților de sărbători, foarte mulți au renunțat la concediu. Cine nu și-a instalat alarme și camere de supraveghere. Mi este și frică să mai dau checking, pentru că lipsești de acasă, se poate întâmpla orice. Pe lângă vile, în calea lor, hoții au prădat și un servis auto. Paguba se ridică la 1500 de euro. Au fost echipă de profesioniști, după care ne-au seama în furturi, au tăiat acest lacăt și au furat 4 seturi de genți care erau expuse pentru vânzare. Obișnuiți cu furturile din perioada sărbătorilor, polițiștii au întărit patrulele din zonă. Am avut și patrulă cu un echipaj de 2 câini. Într-o zi în uniformă polițiști, în altă zi în civil, ca să putem să surprindem hoți. Cu toate acestea, musafirii nepoftiți și-au făcut apariția în casele oamenilor. Cei care au rămas cu locuințele goale au depus plângeri, iar singura lor speranță este ca poliția să-i prindă pe făptași și să vadă ce mai pot recupera.